Deci, după cum înțelegi, masar a trebuit o petrecere, însă în asta seară faceți continuarea, da? Și uitați-vă să puteți la ușa ca ajuns la dumneavoastră. Și în special pentru doamna Dumitru, doamna Tatiana, pentru dumneavoastră această surpriză este, evident, întrebarea noastră, să ne spuneți de la cine este această surpriză. Eu mă gândesc că de la fiii, de la copii. Și eu mă gândesc așa. De la altcineva nu așteptăm noi așa surpriză. Din partea copiilor, din partea celor mai scumpe persoane pentru dumneavoastră, vin cu un gest frumos. Uitați-vă, pur și simplu un gest frumos de mulțumire pentru dumneavoastră. Pentru că le sunteți alături, pentru că aveți grijă, pentru că le-ați fost și unde sunteți călăuză în toate. Pentru că o vorbă bună a fost, un umăr când a avut nevoie de ajutorul dumneavoastră. Așa aveți câte un buchetel simbolic, da? Un gest foarte frumos din partea copiilor. Vă rog frumos să susțineți, da? Așa câte o tortă, da? Și acolo ceva prezent, la fel pentru dumneavoastră. Deja puteți apreciați în particular, dacă o să fie mai ok. Mulțumesc! Uitați-vă și dumneavoastră, da? Aveți ocazia să le spuneți un cuvințel la copii, cât și la toate persoanele pe care le iubiți. Mulțumesc! Eu vă spun în limba rusă. Dacă Maria Andreeva înțelege. Дорогие мои дети, спасибо вам большое. Мои близкие. За ваше внимание нам. Что вы нам сделали такой большой сюрприз. У мамы есть еще эмоции. Ну, я хочу сказать, что с моей стороны, как отец, глава семьи, хочу поблагодарить вас за ваше внимание, за то, что я вас с мамой воспитал, вырос до сегодняшнего дня, что мы вместе отпраздновали бракосочетание нашей дочери, и Андриана, и Наташки. Мы отпраздновали вчера хорошо этот вечер. Большое вам спасибо за ваши подарки. Но я вам хочу сказать одно, и хочу подчеркнуть это слово, свое отцовское слово, что самые большие и дорогие подарки для меня – это вы, мои дети, и мои внучья. Я вас всегда буду ждать возле нашего с мамой семейного очага. Наш стол всегда будет для вас накрыт, наши двери всегда будут для вас открыты. И своих внучат, как Машуля, может, на стол будут у меня еще внучата появятся. Я думаю, что своих внучат я не буду обижать. И они всегда будут бегать на нашем просторном, хорошем дворе. Спасибо вам большое, мои дорогие дети. Eu vreau să spun cuvintele moldovenești, că nu sunt chiar eu propriu rus-rus, sunt și mai hohol și mai moldovan. Vreau să spun la toți prieteni care au venit de la România, la toți cunoscuți de moldoveni, care sunt în ea aproape de noi, sărbătoresc seara asta minunată pentru, în primul rând, pentru voi. În doilea rând și pentru noi, ca părinții, noi suntem contente că voi v-ați întâlnit amândoi cu Natașca și v-ați hotărât să faceți o spază. Și eu mă gândesc că, în primul rând, vreau să vă doresc multă, multă sănătate, pașii pe pământ, să aveți numai bucurie, să vă și văd cu noroc. Tu, că gămionist, să ai totdeauna să ai un verde, semaforul șibă, numai verde la tine, să nu știi tu
niciodată niște, să nu întâmple nimic cu tine, eu vă te spun și este. Și în al doilea rând, eu vreau să spun ții și la te-ți prieteni, la te-ți cunoscuți, eu o să mă sterui să știu întotdeauna alături cu voi și o să mă sterui să cum umruiem de la părinte, de la tata și de la mama. Vă mulțumesc pentru a voastră stimație.